De la declanșarea crizei umanitare din Ucraina, mii de copii au fugit din calea războiului și au găsit refugiu în România. În acest context, guvernul a decis ca toți copiii ucraineni, inclusiv cei care nu solicită protecție în baza dreptului la azil, vor beneficia de dreptul la educație, în aceleași condiții cu copiii români. În urma acestei hotărâri, școlile din toată țara, prin inspectoratele școlare județene, s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul elevilor. Astfel de demersuri au fost făcute și la nivelul județului Timiș, unde primii elevi ucraineni au fost repartizați deja în unitățile de învățământ, conform declarațiilor inspectorului școlar general din Timiș, Aura Danielescu. Avem în jur de 20 de copii în primele două zile. În fiecare zi, la ora 15, se întrunește plenul comisiei și analizăm cele din ziua respectivă. Astăzi, spre exemplu, cred că sunt în jur de 10 cereri deja venite după amiaza zilei de ieri, la care se adaugă probabil și cererile venite până la ora 15 astăzi. Deci este clar o creștere a numărului de cereri. Din este clar că este un flux continuu a cetățenilor ucrainieni care se îndreaptă și spre zona de vest a țării. Este posibil ca alegerea lor să fie probabil orientată și spre faptul că le facilitează spre vestul Europei, cumva drumul de aici mai ușor. Și, într-adevăr, avem aceste zile un număr crescut de cereri sau de la o zi la alta tot mai multe cereri. Elevii nu au fost însă înmatriculați, ci au primit statutul de audienți, întrucât nu se știe cât timp vor rămâne în județ. Ce înseamnă că rămân ca și audienți? Adică, pe parcursul, deocamdată nu știm cu certitudine cât dintre ei își doresc să rămână în municipiul Timișoara sau în județul Timiș și cât sunt în tranzit, adică vor pleca într-o perioadă relativ scurtă. Dacă informațiile le avem de la dumneavoastră și se constată că ei vor doar să tranziteze municipiul Timișoara, respectiv județul, atunci își păstrează această calitate de audienți și ne ocupăm de copii pentru a fi protejați, integrați pe perioada pe care ei o petrec aici în județul nostru, respectiv în orașul Timișoara. Dacă se dorește să rămână, pentru că sunt și familii de la care avem acest feedback, atunci ne ocupăm ca după perioada de audiență, de obținere a acestui statut, să urmeze aceea de dobândire a calității de elev într-o unitate de învățământ din România, ceea ce presupune că va urma o etapă de echivalare a studiilor pe metodologia pe care se echivalează studiile la orice copil care revine în țară sau care vine dintr-un alt stat și dorește să studieze în limba română. În acel moment îl și conducem și îl integrăm și în unitatea de învățământ care este stabilită la nivelul inspectoratului școlar, unde cetățenii străini învață limba română. Iau ore de limba română pentru a învăța limba în care urmează să învețe la școală. Abia după ce se face această echivalare și copilul parcurge un minim de 6 luni de zile în care învață limba română, cumva copilul în acest interval de timp își dobândește chiar mai repede de a învăța limba română, poate să-și dobândească statutul de elev. Inspectoratul școlar Timiș a format la nivel local un grup de lucru care să faciliteze și să gestioneze accesul copiilor refugiați la educație. La acest moment, Ministerul Educației a emis un ordin de ministru, mai precis în cursul zilei de vineri, publicat în Monitorul Oficial, care conține două proceduri. Sunt două proceduri care au aplicabilitate atât pe activitatea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, cât și pe unitățile de învățământ, în ceea ce privește modul în care reușim să integrăm copiii care provin din zona de conflict din Ucraina. Respectiv, în momentul în care copiii vin cu reprezentanții legal sau prin ONG-uri sau autoritățile care se ocupă de ei în situația în care sunt fără reprezentantul legal, au posibilitatea să se adreseze inspectoratului școlar, sunt pentru a fi integrat într-o unitate de învățământ. Comisia constituită la nivelul inspectoratului școlar are la dispoziție 24 de ore pentru a soluționa cererile lor de a fi integrate în unitățile de învățământ. Mai precis, ce face inspectoratul școlar? Analizează fiecare cerere în parte, constată dacă copiii sunt vorbitori și de limbă română sau doar exclusiv de limbă ucraineană sau dacă sunt vorbitori și de limbă engleză. Ne orientăm asupra locului în care ei sunt stabiliți, respectiv a familiilor care îi ajută de obicei și iau cazat în această perioadă, observând distanța până la cea mai apropiată unitate de învățământ.
În momentul în care avem aceste date colectate, evident că în 24 de ore copilul primește o decizie de integrare într-o unitate de învățământ. Ce facem mai departe? După ce am integrat copilul, avem la nivelul inspectoratului școlar o bază de date și un inspector de limba ucrainiană care face parte din această comisie, care se ocupă să identifice soluții pentru ca această integrare să fie în folosul copilului și cât mai benefică. Avem situații în care chiar putem să ducem pe copil într-o credință din Sibișoara sau într-o unitate de învățământ unde avem identificate cadre didactice nu neapărat vorbitoare, nu neapărat care predau, pentru că nu avem clase sau grupe de limba ucrainiană pe zona municipiului Timișoara, ci sunt etnici ucrainieni, ceea ce ne ajută foarte mult pentru că putem cumva înlesni această integrare a copiilor. Ne-am gândit ca în respectivele unități de învățământ copiii să dispună, în primul rând, să ajutăm la integrarea lor fizică acolo în clasă, să prin zâmbe și, eu știu, empatie, atât noi, atât copiii, cât și cadre didactice, să le faciliteze această integrare. După care să le punem la dispoziție o tabletă, conexiune la internet, astfel încât prin Meet, printr-un Zoom, să se poată conecta pe un link un vorbitor de limba ucraineană din cei pe care, colegii pe care i-am identificat la nivelul județului Timiș și să poată, evident, să îi explice, să-i traducă sau să faciliteze cumva activitățile, integrarea în activitățile propuse la clasă. Printre școlile din județ care oferă predare în limba ucraineană pentru elevii refugiați, se numără și Liceul Teoretic William Shakespeare, Grădinița și Școala Gimnazială numărul 2 din Timișoara, Liceul Iulia Hașdeu din Lugoj, Școala Gimnazială Mașloc, Școala Gimnazială Pietroasa, dar și Centrul de Educație Inclusivă Recaș.